Care este tema generală pentru gemeni? Tema generală a lunii pline Sturion pentru gemeni este atașamentul, dependența, personalitatea. Asta e tema generală care se desface acum. Este foarte posibil să apară la suprafață conștientizarea unor atașamente mai vechi, în relații, mai ales în relații, precum și un atașament al gemenilor către partea materială. Da? Deci poate să apară la suprafață atașamente vechi, pot să apară traume, pot să apară dependențe care până acum erau cumva ignorate, trecute cu vederea, ca și cum era o normalitate acolo. Da? Și acum e posibil să conștientizezi că nu, lucrurile nu merg bine pentru că eu am nevoie să-mi asum acele emoții de atașament care provin, da, mergi cu gândul și vezi când s-au mai repetat, când le-ai mai simțit, când le-ai mai trăit, da, deci e nevoie de o reflectare, de o introspecție. Care sunt extravaganțele pe care înveți să ți le accepti acum de lună plină? Marea preoteasă care vine cu secretele la suprafață, da? Deci o să afli niște secrete. Natura ta intuitivă, tot ce ai ținut secret până acum, pentru că ai considerat că sunt o extravaganță, sunt ceva ce nu pot să arăt lumii, acum începi să le vezi și să le aduci la suprafață și înveți să-ți accepti aceste secrete pe care tu le ai și le-ai ținut acolo. Vei fi inspirat de Marea Preoteasă să aduci aceste lucruri la suprafață și să înveți să le accepti, că fac parte din natura ta. Cum poți să fii mai expresivă sau mai expresiv dacă ești gemeni? Poți să fii mai expresivă învățând să spui granițe, învățând care este spațiul tău și care este spațiul celorlalți. Vei putea să te exprimi mult mai ușor atunci când ești așezat în spațiul tău interior și nu mai lași pe toată lumea să vină peste tine. Vei putea să te exprimi mai ușor atunci când rămâi neclintită în decizia ta de a te exprima sub o formă sau alta. Este în fiecare dintre noi o parte care se vrea exprimată, care se vrea văzută, care se vrea auzită. Iar noi înșine suntem primii care avem nevoie să vedem această parte, să o onorăm și să o arătăm lumii. Cum arată lumea ta ideală? Lumea ta ideală este o lume în armonie, este o lume vindecată, este o lume a măsurii juste, este o lume a temperanței. Da? Asta este lumea ta ideală și viziunea ta de viitor. Cum poți să inspiri și pe ceilalți? Turnul. Cum poți să inspiri și pe ceilalți? Turnul de obicei este o carte care arată cum ne-am dus în spatele unor ziduri pentru a ne proteja și la un moment dat acestea vin și pică, da? Și se destramă și noi ieșim de acolo renăscuți. În aspectul bun al acestei cărți de tarot este renașterea și probabil că tu ai renăscut de mai multe ori și poți să-i înveți și pe ceilalți cum să își lase zidurile sau cum să traverseze acea perioadă de tranziție
atunci când le cade lumea pe care o cunosc ei, da? Când se zdruncină lumea pe care o cunosc ei și au nevoie să își clădească una nouă, tu poți să îi inspiri cum să facă lucrul acesta. Sper că te-a inspirat această etalare. Nu uita să-mi lași un comentariu, un like, un subscribe, mă ajută foarte mult pentru că